Bună ziua, doamnelor și domnilor! Magda Popescu, sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Ne aflăm într-o perioadă de aproape de sărbătoare. Mai avem foarte puțin până când sărbătorim cu toții Crăciunul și mi-am propus ca în această perioadă să aduc în fața dumneavoastră mai mult oameni de cultură, să discutăm despre muzică, să discutăm despre teatru, să discutăm despre lucrurile care ne înfrumusețează viața, chiar dacă suntem în plin context pandemic, chiar dacă restricțiile încă există și trebuie să le respectăm cu toții pentru a rămâne sănătoși. Cu toate acestea și mai cu seamă în această perioadă, simțim nevoia de a discuta, așa cum spuneam, despre muzică, despre teatru, despre lucrurile care ne încântă sufletul. Pentru aceste discuții, această discuție l-am astăzi alături de mine pe directorul filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu cu Vâlcea, domnul Petruț Constantinescu. Bună, Petruț, bine ai venit! Salut, Româna, bine v-am găsit! Nu pot să nu apreciez din nou că mass media locală și națională, nu? Înțeleg că deja emiteți multe spații. Nu pot să nu remarc că de mult ne iubiți și că de fiecare dată vă aduceți aminte de noi și că ne invitați să vă spunem ce mai facem. Da, e important, mai ales în perioada asta, așa cum spuneam, da, în perioada în care, din cauza restricțiilor, toate spectacolele au fost anulate, chiar și dumneavoastră, ale filarmonicii. Am văzut că încercați să vă reinventați și puneți spectacole pe Facebook. Nu este același lucru, da? E clar. Nu. Una este să stai acasă în fotoliu, pe scaun, într-un picior, în cap, sau mă rog, cum ai dori să stai și să te uiți pe Facebook. Da. Sau simplu fapt acesta de a da, știi, pe Facebook, se numește a scroll, da? Da. Nu găsesc termenul. Da, da, așa. Da. Tot cauți ceva să cauți până dai și de ceva care nu e publicitate. Exact. Da. Exact. Asta practic nu este o reinventare. Eu sunt un tip mai clasic, așa, deci sunt foarte optimist și îmi place să văd în viitor și fără discuție că mediul online va ocupa foarte mult timp din viața noastră de acum încolo. Da, e clar asta. Dacă nu deja ocupă cam prea mult. N-am cum să fiu de acord în totalitate și nu voi încuraja niciodată ideea transmiterii fiorului artistic online, pentru că nu se poate. N-ai cum să transmiți. Este imposibil, e deja verificat. Sunt diverse încercări de montare a unor televizoare în sălile de spectacole și să fie așa ca un roboțel care privește artistul, dar transmisia aceasta de date artistice, ca să folosim, să fim și în trend cu tot ce se întâmplă, nu se va putea întâmpla niciodată la nivelul la care se întâmplă cu adevărat sufletește, pentru că, spuneai, e perioada sărbătorilor în care singurul lucru cu care ne putem îmbogăți sunt acele cadouri plăcute pe care ni le facem unii altora în mod tradițional și partea de suflet pe care ne oferim singuri, bucurându-ne de fapt de produsul artistic pe care îl aduce o filarmonică, un teatru, o galerie de artă și așa mai departe. Da, vezi, și asemenea spectacole, organizarea lor în săli de spectacole, însemnau practic și o socializare. Oamenii se întâlneau, da, discutau unii cu alții, mai schimbau păreri. Am mai vorbit noi de treaba asta, că foarte mulți considerau un fel de snobism, așa, venitul la filarmonică părea o chestiune prețioasă și nu oricine are acces acolo, nu e adevărat. Nu e adevărat. Încet, încet oamenii s-au apropiat de noi. Sigur că acțiunile pe care filarmonica din Râmnicu Vâlcea, concertele, spectacole și în general toate evenimentele pe care le-am structurat până să vină această pandemie care ne otrăvește, ăsta e adevărul. Uh-huh. Eu nu pot să folosesc termeni prea prietenoși pentru ceva care aproape a distrus cultura și sperăm să nu continue foarte mult. Pentru că, așa cum spuneam, toate evenimentele create în ultimii ani au fost pentru ca publicul larg să se apropie de noi și să avem câți mai mulți oameni care să ne aplaude și care să aprecieze
toate aceste momente pe care noi le oferim. Chiar dacă uneori poate muzica este mai greu digeribilă, poate uneori un vocal simfonic este mai greu de urmărit pentru cei profani, dar în orice caz am îmbinat toate aceste momente, am fost chiar curajoși, dacă îți aduci aminte, Bucureștiul de odinioară pe scena Filarmonicii, concertul de astăvară cu Codruț Curtu, Taraf autentic și corul Eufonia, da. Îmbinări de acest gen care au făcut, sper, publicul să ne iubească în continuare, chiar dacă ni s-a tăiat, de fapt, acest acces prin care noi trăim. Da, partea aceasta de cultură a fost cea mai lovită de pandemia de COVID-19, pentru că voi, ca și cei din teatru, da, ca și cei din muzică, la voi există această interacțiune cu publicul, adică voi fără public nu existați, da? Da. Nu aveți cum să performați. Cred că cei din teatru sunt și mai rău loviți. Și mai rău, da. Pentru că sunt momente de tandrețe, sigur și în operă și în operetă, dar în teatru dacă trebuie să te atingi, ce faci? Pui mânuși, mască, nu se poate. La un moment dat am solicitat chiar prefecturii să ne accepte să cântăm cu 20-30 de oameni pe scenă, pentru că scena filarmonică are 150-160 de metri pătrați, ne-au acceptat și au spus că dacă reușim să păstrăm distanța, pentru că spuneai mai devreme, au fost anulate aceste ordonanțe, sunt convins că nu au avut ca scop să ne facă nouă rău. Scopul final și principal este să reușim să nu ne îmbolnăvim sau să ne îmbolnăvim cât mai puțini dintre noi și să ne ferim, ce să mai, de virusul ăsta păcătos. Dar acolo scrie foarte clar că dacă reușești să păstrezi distanța, poți să oferi totuși publicului. Acum deja sunt matematicizate, sunt toate, în toate ordonanțele și în toate hotărârile, apar cifrele astea. Dacă este sub 3 la 1000 de locuitori, rata de infectare, poți să vii cu 50%, cu 30%, în fine, e foarte complicat. Noi încercăm să facem concertele online la o calitate cât mai bună, pentru că asta ne-a dat foarte rău peste cap. Produsul artistic nu era obișnuit a fi oferit în acest mod și gândește-te că oamenii trebuie să se uite pe telefoane, majoritatea. Mie mi-a fost greu, care sunt destul de adaptat, zic eu, tehnologiei, să-mi pun pe televizor ceea ce cântă colegii mei în sala de concert și să încerc să urmăresc, făcând liniște, cum spuneai, mai... Te ridici, mai... Asta spun. Lucrurile sunt... Da, nu e aceeași poveste, da? Nu. Ești cu siguranță în alt film, da? De acasă sau, mă rog, de pe telefon sau din mașină. Mai exact, ești ca la film, unde poți să te ridici, să bei un pahar de apă, să mănânci ceva la concert. Trebuie să păstrezi totuși această... Și că mai vorbeam noi și chiar discutam și filarmonica... Mă rog, în general, este într-adevăr puțin prețioasă, da? Mai ales când mergi la spectacol, că trebuie să te îmbraci într-un fel, trebuie să mergi, și într-adevăr, pe vremuri, acum 200-300 de ani, e clar că oamenii nu prea aveau ce face. Se pregăteau, că nu existau atâtea... Da, era un moment festiv... Da, pe care îl trăiau de adevăratele. Acum, într-adevăr, acest gen de muzică poate, mă gândesc că se... sau unii pot crede că se îndreaptă către elite, dar nu e chiar așa. Nu. Adică cu toții ne putem cultiva până la urmă, nu? Și ar trebui să umplem sălile de filarmonică, pentru că până la urmă muzica e universală și până la urmă ne-a... Să știți că astea sunt singurele valori pe care le putem lua cu noi. În rest, nimic din ce este material nu poate să ne însoțească în locul acela cu verdeață. Da. Valorile spirituale... În care sperăm să ajungem foarte târziu, da? Da, dar ca să poți să pleci cu un bagaj, cum adună, sunt persoane care adună foarte mulți bani, da. Așa există persoane care doresc să acumuleze foarte mult spiritual. Depinde ce priorități ai și cum ți le stabilești până la urmă, nu? De la gluma că banii sunt un hobby până la a fi un accesoriu,
aceste lucruri până la urmă se văd în cam cât a decăzut cultura. Pentru că, din păcate, trebuie să spunem și asta, sunt foarte multe non-valori care câștigă enorm de mulți bani și pe care cei care știu să profite de pe urma acestui tip de produs non-cultural se îmbogățesc. Da, uite, și pentru că tu te-ai adus aminte, da, pentru că tu te-ai adus aminte de povestea asta, cred că e și o parte bună a pandemiei, să zicem, pentru că nu mai putem să organizăm. Da. Bugetele locale nu mai sunt așa în mare suferință, pentru că știm cu toții acțiunile acelea, tot felul de spectacole, de serbări, de cu artiștii. Să știți că acțiunile astea populare au și ele rolul lor. De acord, pentru da. Că arta se face și prin comparație. Și acum, dacă pe o scenă urcă 10 artiști, eu folosesc greu termenul ăsta când vorbesc de scene din astea de oraș, pentru că numele de artist, mă contraziceam eu cu diversi prieteni, îi se spune, nu vreau să dau nume, că chiar nu doresc să jignesc pe cineva din marea paletă de artiști în vogă, dar eu n-aș putea niciodată să pun alături de Amza Pelea un actoraș de mâna șaptea care acum se ocupă cu alte lucruri. Pentru că ați văzut, sunt foarte mulți actorași, eu așa le spun, care vor să dea jos guverne, vor să se implică în politică, în loc să-și vadă de actul cultural, devin vectori de imagine. Sau muzicanți, dar muzicanți în spiritul și prin comparație cu muzicienii. Pentru că dacă ai o școală solidă, cu siguranță ai ceva de spus. Am văzut zilele trecute serialul cu Cernobâl, cu acel mare profesor, care sunt 5 episoade, ți-l recomand. 45 de minute un episod, da. E fabulos. Și acel mare profesor de fizică, care de fapt a cam spus ce s-a întâmplat acolo, analizând și fiind practic și prezent, că el a și murit de fapt. Bine, s-a spânzurat, dar ar fi murit oricum pentru că era foarte radiat. El a fost pus să stea acolo să... Și cum îi spunea un mare tovarăș de pe timpul respectiv, că și-a dat seama ce înseamnă să fie un om valoros. Ideea era un om valoros pentru că făcuse școală și pentru că acumulările lui erau reale. Și atunci, până și marele membru de partid de acolo din Uniunea Sovietică, facem referire la 1986, a sesizat, fiind totuși un om deștept, acel mare comunist, că există și ea care nu înțeleg nimic și vorbește degeaba, și la un moment dat îi spune, când și el la rândul lui urma să moară, că a și murit, tot radiat, că el a fost trimis să-l păzească. Deci, și... practic, amândoi victime în povestea Cernobâl. Exact. Dar ăsta, fiind atât de mare profesor și cu merite reale în lumea fizicii nucleare, ajunge să-l cucerească pe acest... Uită-te la film, că comunist, o să-ți placă, da? Notoriu și feroce, un om care trata viețile ca pe cutia de conserve, adică nu. Însă, interesant, cum îl cucerește și, practic, îi recunoaște valoarea... Deci concluzia este că, până la urmă, valoarea face diferența, nu? Și eu zic la fel. Și atunci nu trebuie să ne supărăm că tu ai spus-o, că nu mai sunt acele spectacole pe scene. Ele au și ele rol. De acord, da. Și chiar Filarmonica va veni cu o propunere către Primăria Râmnicului, asta însemnând și către domnul primar, da. Care de fiecare dată a încurajat. Tipul... Eu vroiam să te întreb, Petruț, chiar dacă în perioada asta știm că nu prea avem voie cu spectacole, e clar, trebuie să... Da, activitățile cu public sunt suspendate. Toate activitățile cu public. Totuși, la sfârșitul ăsta de an aveți ceva în plan? Vreo surpriză? Avem. La ce să se aștepte râmnicenii? Păi surpriza a început aseară, când am oferit Iarna pe valsuri. Am aseară Orchestra Sinfonică sub bagheta lui Tiberiu Dragoș Oprea a interpretat, cu excepția lucrării pe care mulți eu atribuie lui Strauss, dar ea, de fapt, ea aparține lui Iosif Ioanovici, Valurile Dunării, da? În rest, totul a fost Johann Strauss aseară. Am avut un program Johann Strauss. Nu, în sală, în transmisie online.
Deci a fost primul concert, 14 decembrie, am zis să anticipăm puțin spiritul Crăciunului și ce va urma, cu un concert care s-a numit Iarna pe valsuri. Am avut valsuri, polci, a fost un concert deosebit, am avut cele mai multe vizionări de până acum. Bineînțeles că rețeaua asta de socializare care ne mănâncă inima și sufletul și timpul. Și timpul, da. Ne-a întrerupt pentru un minut, pentru că unul din valsuri, mă rog, un minut dintr-un vals a deranjat o companie de, din asta de producție care și-a asumat rolul de, și-a asumat proprietatea, ceea ce nu e legal și nu e nimic corect în treaba asta. Am și sesizat mai departe și asta o să facem ca să putem să cântăm în continuare. E puțin absurd. Noi plătim absolut toate drepturile de autor și drepturi conexe. Este o instituție muzicală profesionistă obligată prin lege și care de fapt așa este un cerc, nu? Și ne trezim că dacă se recunoaște un minut dintr-o lucrare, rețeaua te întrerupe. Exact cum am pățit acum aproximativ o lună cu marele concert numărul 21 pentru pian și orchestră de Mozart, care fiind coloana sonoră a renumitului film Elvira Madigan a fost întrerupt. Tot așa de cineva, că e al lor. Nu se poate. Filmul a făcut cineva pe muzica lui Mozart, care a murit cam de mult. Săracu, da. Și nu mai poate să obțină drepturi. Dar uite că supraviețuim și prin asta și aseară am cântat valsuri și polci și a fost de mai pomenit. Și să-ți răspund acum. Da. Asta a fost prima parte. Am aici în față cele două afișe, nu știu dacă, cred că acolo e camera. Da. Colindele pe care corul Eufonia, dacă anul trecut și acum 2 ani împreună cu Teatrul Ariel am făcut ceva foarte frumos. Anul ăsta am rămas singurei, că nu e voie să... Nu se poate ales, să fim mulți pe scenă. Însă, Coreofonia pregătește o surpriză cu aceste colinde și cu percuții și cu pian. O să fie ceva foarte frumos. Și tot așa, de la ora 19, dar duminică, pe 20. De ce? Pentru că pe 21, luni, asta ca să nu ne ducem așa în prepararea sarmalelor pe 23, dar o să vă spun că o să se întâmple ceva și pe 22, și pe 23, și pe 24. A, credeam că face sarmale la fiecare. Așa, nu, dar zic să nu ne ducem noi cu actul artistic atât de aproape de preparatorii de sarmale, adică nu, și eu mănânc sarmale, nu e nicio problemă. Sarmale de bă. Da, și toate cele. Avem un Christmas Festival. Ce frumos! Pe 21, cu un dirijor foarte bun care a fost astăvară, Bogdan Chiroșca, și cu Maria Miron și Florin Guzgă, doi soliști excepționali. Și mi-a dat aici colega mea, consultantul artistic, repertoriu. Nu vă spun foarte multe, decât că o să fie niște colinde în duet, o să fie un Christmas Festival, o să fie un Kaiser Waltz și o să vedeți lucruri deosebite. Asta luni, pe 21. Și pentru că publicul nu ne poate fi alături, am obținut aprobarea domnului primar de a monta undeva între căsuțele de aici din piață un ecran foarte mare. Va fi montat în așa fel încât să nu se adune lume. Este gândit astfel încât să nu deranjăm nici ordonanțele, dar nici pe oameni, astfel încât cei care se vor plimba la ceas de seară, nu pentru foarte mult timp, tot pentru a evita aglomerările de persoane, vom oferi și aceste concerte în direct pe acest ecran și după aceea pe 22, 23 și probabil și pe 24 în ajun, momente deosebite ale Filarmonicii din sărbătorile care au trecut. Da, uite, am găsit, apropo de ce discutam mai devreme cu aceste concerte date online sau prin TV, ce spunea la un moment dat George Pruteanu, televizorul este o cultură orală, instabilă, efervescentă, extrem de superficială, un fel de balon de săpun. Nu? Pentru actul cultural, da. Pentru actul cultural, da. Noi trăim prin voi. Da. Pentru că artistul trebuie... Cei care merg în sala unei filarmonii sau la un teatru sau la o galerie de artă și au această conexiune culturală, de mai
mică sau mai mare factură, nu trebuie să judecăm pe nimeni. Sigur că da. Suntem consumatori, da? Și eu am mai spus asta, muzica nu se traduce, nu se explică. Nu, fiecare înțelege în felul lui, atât cât poate, cum poate. Îți place, nu-ți place, începi să faci niște comparații, mă rog, după aia începe o altă treaptă. Dar toți cei care merg într-o sală de spectacole, hai să nu mai individualizez așa mult, deci mie îmi place să spun că suntem instituția de elită și este emblema orașului din punctul ăsta de vedere. Da. În momentul în care ajungi în sala de concert și vezi un mare dirijor, un mare solist sau pe instrumentiștii care studiază mii de ore, asta eu subliniez tot timpul. Foarte puțină lume știe că pentru un concert sunt necesare sute de ore de repetiție. Și asta nu înseamnă strict programul de lucru 8-16 sau 8-12 sau cât. Dirijorul este suveran și el poate să-i țină o oră pentru că a ieșit impecabil sau poate să-i țină 4 ore pentru că n-a ieșit. Sau 6 ore. Noaptea, da. Nu. Noi, din punctul ăsta de vedere, instrumentul nu este un... Atunci când vorbim de instrumente, nu procedăm ca la teatru. Într-adevăr, inspirația unei replici spectaculoase poate să-ți vină la 11 noaptea. Și atunci trebuie să stai și colegii trebuie să te suporte. În schimb, sună un pic matematic, execuția unui pasaj, sau ca să iasă bine, asta nu poți să faci când îți iese și ție și peste 10 minute să-mi iasă și mie. Sau la 11 noaptea iese colegului de la trombon. Nu se poate. Aici trebuie să fii toți și să iasă. Da. Și atunci cam așa stau lucrurile. Dar eu subliniez mereu treaba asta. Sunt mii de ore de muncă. Mii de ore. Și uneori produsul cultural nu e apreciat la justa valoare. Ei, acum, încă o dată, fiecare după posibilități. Că nu, aici mă refer ca la un examen. Da. Poți să fii de 10 pentru că ți-ai amintit tot, sau poți să fii de nota 8, dar tu, în realitate, poți fi de 9. Sau de 90, nu știu. Și știi cum e? Fiecare spectacol, momentul este apreciat atunci, da? Ce dai tu atunci, în momentul acela. Este expresia momentului, sigur, sigur. Tu știi că ai o parte foarte talentată și tremuri acolo la fiecare moment în care ea cântă. Și de fiecare dată eu știu că poate mai mult, dar... Da, și tu poate acasă ai auzit-o fără greșeală și dacă scapă foarte puțin, mai ales cu vocea, e cel mai dificil instrument. Cred că în povestea asta, apropo, cred că cel mai important lucru este relaxarea. Da. Dacă există ceva, da? Un sfat pe care să-l dau cuiva, ăsta este. Să încerce să se relaxeze. Relaxați-vă, fraților, oricum, nu știu, luați pasiflora, luați orice, înțelegeți, nu. Da. Artiștii nu pot face lucrul ăsta. Da, un artist nu poate să ia nimic. El trebuie să ia instrumentul în mână. Sună într-un fel, dar asta este adevărat. Hai să discutăm un pic și de chestiunile administrative, ca să zic așa, că pe lângă faptul că voi pregătiți, iată, chestii minunate, spectacole online și așa mai departe, voi, ca și filarmonică, vă mai ocupați și de partea tehnică, da, a ședințelor de Consiliu Local, da? Da, asta e pentru că sala noastră permite, acolo se desfășoară și noi trebuie să avem grijă să se facă transmisia în cele mai bune condiții. Da, și vreau să te întreb, Petrus, că, mă rog, având în vedere că la nivel local există tensiuni bine cunoscute, le știm cu toții. Asta era o trecere. Vreau să trec, da, așa. Da, înțeles. Sperăm că aceste tensiuni să se regleze într-un fel sau altul. Te întreb, vă considerați victime colaterale a acestei situații tensionante sau crezi că la un moment dat se va găsi o soluție astfel încât cultura să nu aibă de suferit din cauza unor interese mai mult sau mai puțin legitime? Să știi că unul din motivele pentru care accept să vin e că mă provoci, dar acum deja faci provocări prea pe roșu, ca să zic așa. Ca să fiu foarte, ca să fiu foarte tehnic, încă nu ne considerăm victime colaterale, deși este un efect, este ca o undă care ce să facem. Sigur că aceste aspecte... Acum nu sunteți voi vârful icebergului vizat, da? Cred că filarmonica e undeva mai la coadă, că deocamdată ochii sunt pe SCM, ca să fim și mai exact. Eu nu permit să comentez astfel de lucruri, pentru că eu nu fac politică. Și pentru că eu cred că de viza sunteți. Am înțeles. Nu, chiar nu s-a pus problema și eu sunt convins că
atât în Consiliul Local, unde au acces în urma alegerilor oameni noi, că ăsta e adevărul, s-au schimbat, cât și din partea conducerii primăriei, din partea căreia am avut, noi am avut o colaborare foarte bună și sper să o avem în continuare. Eu nu văd lucrurile, adică sper ca între aceste tensiuni de care spuneai să nu ne aflăm și noi, pentru că nu avem de ce. În primul rând că în Consiliul Local există persoane, și nu știu dacă am voie să spun, dar nu o să spun numele, ca să nu se interpreteze în niciun fel. Este vorba de o doamnă care are doi copii, care studiază pianul la cel mai înalt nivel. Și atunci eu sunt extrem, să nu-i spui numele, că eu știu cine e, dar nu vreau să facem asta, că poate așa. Nu este corect. Da, nu știu, dar în momentul, nu știu la cine te referi. Da, păi spun eu după, dar oricum așa este civilizat să nu... Așa. Pentru mine asta este o mare speranță. Când mai există un tot așa un consilier, adică nu știu dacă mai este, nu am fost foarte atent la schimbările așa. Care s-au făcut, care dorea să achiziționeze un pian pentru copilași. Acest lucru ce mă face să cred? Că cei care au venit și cei care se află în echipa asta, care până la urmă trebuie să se înțeleagă, nu știu, nu mă pricep, nu sunt mediator, nu e treaba mea să fac asta, dar ai sesizat bine tensiunile, că se văd și să sperăm că nu o să mai dureze. Dar sunt peste tot în spațiu public, nu e ca și când n-ai putea să le vezi. Eu aș fi foarte bucuros ca toți, indiferent de culoare politică sau nivel de decidență, să înțeleagă că această instituție filarmonică este reprezentativă pentru toți. Deocamdată, ca să spun așa, sediul filarmonicii, da, este considerat, cel puțin în ultima perioadă, ca un teren de luptă, da? Că da, n-aș vrea. Uite, ai spus o chestie. Da, eu nici măcar o secundă nu m-am gândit la asta. Tu ai spus acum, cred că da, probabil că așa este. Voi sunteți în presă și vedeți lucrurile sub altă lupă. Da. Eu nu m-am gândit nici o secundă la treaba asta. Eu, acum, dacă vreți să fiu foarte marketing, pentru că asta e una din specialitățile mele, asta este un fel de reclamă, pentru că dacă se pronunță foarte des un nume, începe să se întipărească acolo undeva. Acum, cât de rău se întipărește sau cât de bine, rămâne să venim noi cu actul artistic și să demonstrăm că, de fapt, asta facem noi acolo. Dar și că și publicitatea negativă e tot publicitate, de fapt. Nu, că nici măcar nu m-am referit la nimic negativ. Nu vreau să fiu... regulă a marketingului, dacă vrei, da? Da, orice da. Fel de publicitate e bună, nu contează. Păi ați văzut ce se întâmplă cu cei care erau priviți foarte negru și acum sunt, apropo de scandalul ăla, pe mine m-a blocat. Să ajungem care? Să nu mai putem folosi cuvinte. Colțescu? Da. Eu nu sunt, nu mă pricep, dar pot să vă spun că am rămas așa, m-a sunat cineva din Franța să-mi povestească, un prieten din Franța. Cum? Deci pe mine m-a șocat foarte tare, pentru că în momentul când au făcut-o pe Hale Țigancă nu s-a întâmplat nimic, da? Dar nici măcar asta nu știu, adică să-mi ierți ignoranța, dar nu... Da, păi cum? Cei de la revista aceea celebră din Franța? Da, au făcut o țigancă, da. Deci după ce a câștigat, că nu sunt eu foarte mare fan Halep, dar a câștigat cupa aceea și a zis că cupa e din fier. Nu știu ce să... Acum ai văzut că publicația respectivă s-a băgat pe un teren foarte sensibil. Da, e treaba lor și alegerea lor. Da. Dar pe mine mă deranjează că în povestea asta cu rasismul, că dacă tot am deschis subiectul, ei văd unilateral. Da, înțelegi? Pe... Da, hai să-l punem la colț pe Colțescu, care i-a spus că e negru. Păi dacă era negru, adică pe bune... Eu sper că omul ăsta nu o să pățească nimic. Da, dar încă o dată... E suficient de afectat că a scos pe gură un porumbel. Eu cred că nevinovat. Bineînțeles că nu știu de asta mai era... Așa, iar celălalt care s-a simțit foarte lezat să fie puțin mai concesiv, pentru că... una din țările cu cea mai mare concesivitate privind agresiunile, știm noi de care, de toate tipurile, este Franța. Bineînțeles.
bineînțeles. Și atunci hai să fim puțin mai concesivi. Ei sunt foarte intoleranți atunci când vine vorba despre români, da? Da. Pentru că asta este, din păcate, asta... Acum, tu știi că ambasadorii binelui sunt muzicienii, sportivii, actorii, artiștii în general, și ambasadorii răului sunt cei care oricum fac rău și la noi. Da, pe mine și dacă vrei și putem închide subiectul ăsta, m-a și deranjat și poziția oficialităților noastre, adică de obediență din aceea, să ne cerem scuze imediat. Mă, da, hai să analizez un pic, hai să văd ce s-a întâmplat. De ce să alerg eu să-mi cer eu scuze? Vă zici că m-am dus la în alta poartă. Deci nici când eram supuși Imperiului Otoman, nu eram atât de obedienți cum suntem acum. Da, în fine, asta e o altă discuție. Noi oricum avem reminiscențe de vasalitate din astea. Dar nu, eu chiar nu comentez și până la urmă a fost așa. A fost, da, dar uite, vezi că tu mă provoci pe mine pe nu, eu fac diverse comparații din astea nevinovate până la urmă și e vorba de o minimă opinie pe care eu cred că trebuie să o avem. De acord. Și asta este situația. Și deci nu ne vedem încă victime colaterale ca să... Bun, ca să închidem povestea. Nu... Deci nu sunteți victime, sunteți doar... Cu siguranță o să fim afectați, mai ales strategia de anul viitor. Va trebui să fie pe un vârf de ață, așa vom merge. Păi da, e clar că începutul de an va fi unul dificil pentru toată lumea, mai ales pentru cultură, da? Și mai ales în ceea ce privește bugetul, nu? Că... Despre asta discutăm. Da, eu personal, în calitate de manager, o să fac tot ce îmi stă în putință să înțeleg acest efort financiar pe care toată lumea îl va trebui să-l facă. Mie nu-mi place să vorbesc de criză, de lipsuri, de optimismul meu nu mă lasă să spun, aoleo, n-o să mai avem. O să încercăm să înțelegem ceea ce nu se va putea. Și o să încercăm să venim cu soluții, astfel încât publicul să nu simtă greul pe care întotdeauna, să știi că întotdeauna artiștii l-au dus. Artiștii sunt o categorie, artiștii autentici. Sunt o categorie de oameni care de fiecare dată s-au luptat cu ceva greu. Și probabil că... În primul rând cu mentalitatea. Tu ai spus. Da, să sperăm că bugetul va fi onorabil și vom putea să facem toate concertele, să nu ajungem să punem problema reducerii numărului de concerte, pentru că soluții vom avea. Și eu deja am creionat pentru primele 3 luni o stagiune adaptată acestei situații. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că se poate face fără bani. Cine își închipuie că arta și cultura vor putea supraviețui la colț de stradă, nu. Se înșală. Nu se poate. Gândiți-vă că niciun dirijor nu... ei din asta trăiesc. Este o meserie, este un modus vivendi pe care unii nu-l pot înțelege. Păi n-au cum, că n-au orele, miile de ore de repetat în spate și de studii. Trebuie să aducem dirijori, trebuie să aducem artiști, trebuie să putem face și lucrări puțin mai mari. Sigur, așa cum spuneai, începutul de an va fi în continuare dificil și sunt convins că rata asta de infectare, probabil după ce intră vaccinul bine pe piață, atunci probabil că o să începem să... Mă gândesc că după prima jumătate a anului putem să discutăm de o normalitate. Probabil. Eu sper mai repede. Nu cred. Eu sper mai repede pentru că publicul... Nu vă imaginați câte mesaje primim. Da. Astăzi ați scris o doamnă și va mai fi mult așa? Deci sunt mulți care își doresc să vină în sală. Pentru că asta e situația. Dar să sperăm că 3-4 luni să se mai așeze lucrurile. Uh-huh. Da, cel puțin 3-4 luni trebuie să așteptăm. Apoi vedem cum mai merge treaba cu vaccinarea. Vedem care ne mai vindecăm, care ne mai îmbolnăvim, ce se mai întâmplă. Și după aia, mă rog, sper să se deschidă și școlile. Adică da, am auzit ceva de 11 ianuarie. Despre școli? Ai auzit tu așa ceva? Da, am auzit la radio. Da. Se fac niște discuții, nu știu cât de adevărat. Oricum, am 2 copii care
au transformat casa în teren de curse, de orice. De orice, da? Nu? Și am da. Copii mari, pot să spun. Adică și fata cea mare este disperată, este o generație, la anul trebuie să dea bacul. Poftim. Și este disperată, pur și simplu, au un grad de... Se vede în discursul lor, se vede în comportamentul față de noi. Noi mai ieșim, eu mă duc la serviciu, soția la fel, dar ei sunt capsați acolo. Sunt, internetul e ok, e un mijloc de ajutor. Într-un fel, cred că pandemia asta a avut și partea ei bună vis-a-vis de chestiunea asta, de interacțiunea pe internet. Că eu cred că acestor copii li s-a luat deja. Pe cuvânt. Interesant, deci, uite asta. Pe bune, da. Pentru că, bine, eu personal nu am această problemă cu fiica mea, pentru că ea nu e fan stat pe telefon și pe chestii de genul ăsta. Dar aveam prieteni... Păi n-are 18 ani. N-are 11 ani. Dar aveam prietene care... spuneau, bă, ce m-am struat, numai pe telefon stă, numai pe nu știu ce, știi? Și acum deja cred că și copiii au ajuns la saturație. Nu mai vor, gata, vor la școală, vor să se întâlnească cu alți copii, să interacționeze. Da, adică așa este. Cei mici, cel puțin, sunt, cred că cei sub 6 ani, 5-6 ani, 7 maxim, nu simt încă ce se întâmplă. Nu prea înțeleg, da. Pentru că nu înțeleg și pentru că și universul lor este încă ludic 100%, să pentru spunem. Că încă își chinuie părinții care trebuie să stea în spatele lor. Cei de 9-10 ani încep să înțeleagă, da, dar nu 100%. Și după aia vine categoria cea mai afectată, de fapt, adolescenților, să zicem, de la 14 ani în sus, care chiar sunt afectați și, din păcate, nu o să se vadă acum. Adică dacă autoritățile ar putea să mai împrumute niște modele, nu știu care e cel mai bun, am văzut și cu Suedia, am văzut și cu Elveția, nu sunt în măsură să judec eu modelul perfect. Dar dacă nu se chinuie puțin mai mult, și cel puțin la nivel de educație, eram trist că am văzut că se fac niște discuții politice acum pentru guvern. Da. Și nu mă pricep eu foarte mult, dar scriau un post de televiziune că, na, ce să facem, trebuie să ne mai uităm. Păi bineînțeles. Educația nu vrea nimeni. Nu, păi de 30 de ani nu vrea nimeni. Și cultura, cred că Ministerul Culturii a avut cei mai mulți miniștri. Cenușeresele. Da. Cenușeresele sistemului. Să sperăm că... până la urmă, da? Da? Educația și cultura întotdeauna au avut cele mai mici bugete, nebăgate în seamă. Da, eu nu vreau să torn gaz pe foc, dar să știi că nu bugetul este primul lucru de care se izbește cultura, ci calitatea. Să știi că se pot face lucruri foarte frumoase cu sume corecte. Nu pot spune cu bani puțini. Cu bani puțini nu poți face nimic. Da, nu poți să îți cumperi o pereche de pantofi cu un leu. Dar puțin face. Da, dar în cultură lucrurile vin puțin și din ceea ce reușești să conturezi în final. Produsul finit poate avea niște... E mult de vorbit. Trebuie să mă mai chem. Povestesc despre actul cultural așa de la A la Z. Despre actul cultural. Da. Eu vreau să te mai întreb dacă... În perioada în care vom intra în normalitate și vom reuși să ne recuperăm cu toții viețile acolo unde le-am lăsat în martie, așa, te gândești la filarmonică, la, nu știu, cumva, un proiect, o soluție de ateliere pentru copii sau de... Da. Adică, mi se pare, în primul rând, dacă vrei... și am mai discutat cu foarte mulți oameni care mi-au zis, bă, orașul ăsta nu are un cor de copii. Da. Avem un liceu de artă care, mă rog, nu știu ce face acel liceu de artă. Hai să spun ceva, iartă-mă o secundă, care mă doare, nu că mă deranjează. De fiecare dată când dăm concertele online, există un buton acolo care spune distribuie. Adică să arăți și altora, care la rândul lor pot să arate și altora. Și unul din grupurile, că cei care privesc știu mai bine, așa, este liceul de artă. E un grup. Uh-huh. Nimeni niciodată nu aprobă postarea filarmonicii. E grav.
este, în afară de faptul că la concerte veneau, cred că maxim 3 profesori de muzică, 4. Da, elevii liceului de artă n-ar trebui să aibă abonament la filarmonică, adică întreb și așa. Au trecut vremurile când era obligatoriu să te cultivi. Nu. Da, nu, acum să spun cu copiii. Te rog. Înainte de pandemia asta nenorocită, am început un proiect spectaculos. Era vorba de punerea în scenă și pe scenă a copiilor. Uh-huh. Am început cu Petrică și Lupu. Cred că s-a întâmplat la arene și, din păcate, am plouat. Atunci, da, mi-aduc aminte. Da, și am vrut să vin. Dar, în orice caz, au fost copii. Am început cu unul din cele 3 cluburi Rotary de Râmnicu Vâlcea. Am adus în sală 16 copii, exact înainte de pandemie, și i-am pus pe scenă alături de orchestra simfonică, adică era scaunul instrumentistului, scaunul copilului. Uh-huh. Și fiecare copil stătea lângă... am încercat un Remember Leonard Bernstein, care făcea niște chestiuni de genul ăsta senzaționale și eu am crescut cu Bernstein și cu televizorul ăla alb-negru, dar mi-aduc aminte foarte bine ce se întâmpla. Astfel încât să aducem copiii aproape de lumea artistică de calitate. Și din păcate pandemia ne-a executat, pentru că nu poți să aduci copiii, adică n-ai nicio șansă. N-ai cum, da. În schimb, sunt în discuții cu colegi ai filarmonicilor din țară să încercăm să dezvoltăm un program online. Va fi greu, nu știu cât... poate să termină pandemia și... Păi da, mă gândesc că totuși direct. Mai bine așa, să așteptăm... Tot, dar vom face pentru copii niște... Pentru că Opera Comică din București, mă rog, acolo vorbim de alte bugete, de alte lucruri, da. Și iată că reușește să supraviețuiască cu produse pentru copii. Hai să spun, produs cultural pentru copii. Da, Opera Comică este, chiar așa se numește, Opera Comică pentru copii. Deci era clar destinată. Nu, dar am dat exemplu pentru că... Doar un segment. Da, ar fi o nișă pe care garantat părinții ar îmbrățișa-o, dar nu este ușor de făcut treaba asta. Pentru că e bine cunoscut faptul că părintele pentru copil dă orice sumă, oricând, oricum. Trebuie să terminăm, da? Nu mai trebuie să terminăm și mai ales că ca să pui în scenă un asemenea proiect, trebuie să ai și girul Consiliului Local. E, aici chiar trebuie să ai bani. Deci... Astea nu se fac foarte ușor. Sigur. Dar să sperăm să dea Dumnezeu ca în câteva luni să scăpăm de nebunia asta și să începem să apropiem din nou copiii de noi. Da. De acord, sunt sigură că o să mai discutăm despre noile tale proiecte de la Filarmonică pentru anul 2021. Eu îți mulțumesc că... Să nu uitați de concertele de duminică și de luni, la ora 19 în fiecare luni și duminică acum pe 20, da? Colindele tradiționale pentru voi. Duminică, doamnelor și domnilor, și luni de la 19 puteți asculta colinde oferite cu drag de Coro Eufonia, dar și de Filarmonica Râmnicu Vâlcea. Eu sunt Magda Popescu, l-am avut invitat pe Petrus Constantinescu și această emisiune a luat sfârșit. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!